Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii berbe stau bine la capitolul inspirație și ideile lor referitoare la proiecte personale vor avea parte de susținere. Taurii se vor bucura de o zi liniștită, toate se vor desfășura conform planurilor lor. Gemenii sunt stăpâni pe situație și vor reuși să țină în frâu lucrurile care vor tinde să scape de sub control. Racii vor participa la evenimente importante pentru viitorul profesional și vor reuși să se facă remarcați în fața șefilor. Leii vor fi greu de ținut în frâu și va fi greu să țineți pasul cu ei, vor face numai ce vor și nu vor ține cont de opiniile nimănui. Fecioarele se vor bucura de susținere în proiectele demarate, semn că ideile lor sunt apreciate. Este posibil ca balanțele să primească o propunere interesantă de afaceri, dar care să presupună și riscuri mari, așa că ar fi indicat să se gândească înainte de a lua o hotărâre. Scorpionii vor avea o zi bogată în evenimente care îi vor lăsa cu semne de întrebare vis-a-vis de oamenii de care se înconjoară. Ar fi bine să fie mai selectivi în alegerea prietenilor. Chiar dacă nu vor fi în cea mai bună formă, săgetătorii nu vor accepta jumătățile de măsură, își vor lua în serios atribuțiile și își vor da toată silința să aibă rezultate de excepție. Capricornii vor fi presați de timp să ia anumite decizii delicate în plan profesional și ar fi spre binele lor să întoarcă problema pe toate părțile pentru a nu se pipi. Ziua de luni ar putea fi de vină pentru atitudinea vărsătorilor, vor fi conflictuali și vor căuta nod în papură în orice discuție sau situație. Peștii, în schimb, vor avea o zi excelentă la serviciu, nici în plan afectiv nu stau rău, se previzionează surprize. Acestea au fost predicțiile astrale, o zi frumoasă!